găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Șeful Corpului de Control al Primului Ministru spune că instituția pe care o conduce acționează deseori ca unitate de pompieri, nefolosind însă sirenele. De asemenea, șeful Corpului de Control crede că problemele majore legate de corupție nu vor fi rezolvate doar prin intrarea în vigoare a legilor privind metodele de investigare și protecția martorilor. Da, avem invitat în această seară în studioul nostru pe domnul Victor Ponta, șeful Corpului de Control al Primului Ministru. Bine ați venit, domnule, cum să vă zic, șef, e rang de ministru? Secretar de stat. Secretar de stat. Sunteți prea tânăr pentru... Așa tânăr și așa deja Popescu, nu? Sau cum era bancul clasic? Nu, sunteți deja tânăr, sunteți prea tânăr și deja Pontescu, apropo de Ponta. Sună deja mai bine. Mulțumesc pentru invitație și sper să... reușesc să răspund la cât mai multe din întrebările este pe care mă sigur... Este o speranță. Voie să sper... Sunteți născut pe 20 septembrie 1972. Incredibil de tânăr, aș putea spune. București, România. Ați studiat liceul 87-91, 91-95, Facultatea de Drept, Universitatea București. Martie-iunie... începând cu luna noiembrie 99, doctorand în drept penal internațional Universității din București, având teza Curtea Penală Internațională. Martie-iunie 2000, master în drept penal internațional la Universitatea din Catania, Sicilia, Italia. Ianuarie-iunie 2002, cursant al Colegiului Național de Apărare. Așa de tânăr și deja șeful Corpului de Control. Am îmbătrânit în Sicilia și atunci am îndeplinit și condițiile de vârstă. Ceva... Eu totdeauna am zis că e un avantaj că sunt tânăr. Deci și eu zic la fel și îmi face plăcere să am în fața mea un șef al Corpului de Control al Primului Ministru atât de tânăr. Ce căutați pe aici, pe la noi, în funcțiile astea înalte? Dați-mi voie să cred încă că există Moș Crăciun și că există lucruri care se pot face. Nu cred că eu sau alții o să schimbăm fundamental lumea și o să rezolvăm toate problemele din România, dar cred că o parte importantă din ele le putem rezolva și cred că dacă doar stau în tribună și înjur pe jucători, nu este neapărat gestul cel mai eficient. Mi s-a dat ocazia să intru pe teren, am încercat să joc cât mai bine, am mai dat și mingea afară. V-ați făcut încălzire? Se întâmplă. Cred că deja un an de zile încălzirea mi-a făcut-o în parchetul general. Sunteți un om politic, mai mult sau mai puțin? Nu. Chiar dacă faceți parte din executiv. Chiar nu vreau să recunosc acest lucru. Deci nu sunteți în... Sunteți în echipa guvernului Năstase. De acord. Cred că premierul are nevoie în funcția mea, mai puțin de un om politic, cât de un bun tehnician și un om care să poată să-i prezinte situația așa cum este. E adevărat că ar fi trebuit să fiți prefectul capitalei? Nu știu și sper să nu, sper să nu fie adevărat. Cred că actualul prefect este o alegere înainte excelentă. De numirea, că este o alegere excelentă și de acord, dar cred înainte că de... și sunt, nu sunt pregătit pentru anumit gen de funcții. Până un alt încerc să o fac bine pe asta. Când nu mai sunt bun, vedem ce funcție îmi găsim. Eu știu din culise că la un moment dat s-a vorbit de numele, s-a vehiculat numele dumneavoastră și... Ați fi putut ajunge prefectul capitalei. Sunt bucuros că ceea ce s-a discutat în culise n-a ajuns și în realitate. Cred că alegerea actuală e cea mai bună. Și nu, chiar nu-mi doresc să fiu prefect al capitalei. Nu. Ca să lămurim aceste Dar ce vă doriți să fiți? Cred că îmi doresc să fiu domnul Năstase și-a dorit să fie bun. Prim-ministru. Eu îmi doresc să fiu un magistrat foarte bun și am spus undeva, nu știu, pe între 40 și 50 de ani poate să am o funcție importantă în acest parchet pe care toată lumea îl hulește deja, Parchetul Național Anticorupție. Nu e adevărat. Cine îl hulește necunoștință de cauză. Este exact ceea ce gândeam și mă pentru bucur că eu de acord am avut o emisiune sau poate chiar mai multe despre Parchetul Național Anticorupție și văzând ce se întâmplă în Europa și în țările occidentale, mi se pare o instituție cum să zic, nu binevenită, ci obligatorie. Mai ales în România. Absolut. Vedeți că pledez cauza dumneavoastră, domnule magistrat. Mă bucur. Sper să o pledați și când împlinesc 40 de ani. Dumneavoastră, vă da până la 40 de ani deja... Tot aveți timp să o pledați. Nu, dar s-ar putea să, până la 40 de ani, se vor întâmpla atât de multe cu noi, cu România. Până la 40 de ani s-ar putea să mă împrietenez din nou. Spuneți-mi, vă rog, spuneți că ați vrea să fiți magistrat, dar acum sunteți altceva decât magistrat. Sunteți șeful Corpului de Control al Primului Ministru. De acord. Este o muncă totuși foarte apropiată de pregătirea mea.
Este o provocare extraordinară. Eu zic că primul ministru a riscat foarte mult când a numit o persoană atât de tânără într-un loc atât de dificil. Însă, până la urmă, respectând ce am învățat în experiența extraordinară pe care am avut-o și în parchetul general și cea pe care a citat-o în Italia, încerc să fac față. Am spus, m-a întrebat cineva care e diferența, am spus că în parchetul general, în dosarele pe care le aveam, înotam între pirani, acum sunt mai rechini, sunt mai mărișori. Deci dar în rest, sistemul este același. Și după rechini, între ceart, ce care este dacă scap următor? Și de rechini, poate reușesc și mă retrag la pensie într-o insulă fericită. Nu, da. Următorul pas ar fi să lucrați între orice, între balene ucigașe, bănuiesc. După Pirania, rechini, cam asta e palpitant, e palpitant. Să, să fiți foarte atent, am văzut cum vânează balenele ucigașe. Merg chiar pe mal, chiar dacă au o dimensiune uriașă, dacă sunt uriașe, ajung să vâneze chiar pe mal. Am văzut un documentar la Discovery. O să încerc să aplic experiența zoologică. Schimbând registru, am avut aseară o emisiune despre procurorul Panait, despre procurorul Dedea. Ați fost coleg cu procurorul Cristian Panait? Da. Și prieten? Am văzut emisiunea dumneavoastră de aseară și vreau, nu sunt genul care să laud foarte mult. Vreau totuși să vă spun un lucru pe care eu îl gândesc și îl gândesc foarte mult dintre colegii mei și cei care vorbesc în continuare la parchet. E bine că totuși nu a fost doar un subiect de presă de 2-3 zile și că oameni ca dumneavoastră vor să vadă ce se poate învăța din această tragedie. Știți de ce am făcut emisiunea? Am și scris despre asta. Pentru că mi se pare totul strigător la cer că în România un procuror atât de tânăr se sinucide. E vorba de un procuror care s-a ocupat de niște dosare grele, nu despre orice procuror. Sigur că da. Și mi s-a părut strigător la cer că opinia publică, pentru că ne place să folosim această expresie, nu prea a fost interesată de moartea procurorului Panait. Începe să devină. Pentru că opinia publică este interesată de telenovele, de jocuri erotice și de alte lucruri trecătoare și care nu contează de fapt. Și de asta am vrut să fac și o să fac și alte emisiuni despre moartea acestui tânăr procuror și despre cazul în general. Bun. De ce credeți că s-a simt? Ideea este să vedem. Nu neapărat, sau nu știu cât de mult mai contează acum să vedem dacă este sau nu cineva vinovat, moral, sigur, de ce s-a întâmplat, însă cel mai important este ca să nu rămână absolut inutil gestului. Poate se învață ceva, poate reușim să evităm să se mai întâmple vreodată acest lucru. Cred că trebuie să învățăm cu toții. De ce credeți că s-a sinucis procurorul Cristian Panait? Nu știu, speram să nu, sau să aduceți cât mai puțin vorba despre acest subiect. Dar tu mi-ai zis că ați fost prietenul lui, da, și ați tocmai lucrat de asta, în parchet. Tocmai de asta, pentru că, în primul rând, e o conotație subiectivă. Dar oricât ceea ce de dureros ar fi, ar trebui să spuneți. În al doilea rând, pot să vă spun ceea ce cred, dar în calitatea mea de procuror și prieten și procuror coleg. Tână. Da, din aceeași generație. Deci nu, acum poate că ar trebui să scoateți de acolo șeful corpului de control al primului ministru. Înțeleg telespectatorii foarte bine. Cred că s-a folosit un titlu așa telenovelistic, corupția și mafia l-au ucis pe Cristian Panait. Eu cred că nici corupția, nici mafia nu l-au ucis. Cristian avea defectele lui ca noi toți, dar un lucru e sigur, dacă eram dispus și eu și colegii mei să bag mâna în foc pentru cineva din partea, că de fapt că nu este corupt Cristian, în mod sigur ar fost primul pe care mi-ar fi venit în minte. Cred că modul în care el și-a creat cariera și a crezut extraordinar de mult în ceea ce face și niște probleme ale sistemului pe care noi cei care am fost acolo, eu acum sigur vorbesc de ceea ce am văzut în perioada în care am stat în parchet și nu exprim în niciun fel un punct de vedere oficial, nici nu pretind că vorbesc în numele tuturor procurorilor. Sper să-l aveți invitat pe domnul procuror general Joița, care va putea să vorbească. Eu spun în numele meu și al prietenilor pe care Cristian i-a avut. Deci, dincolo de modul în care el a văzut meseria și modul în care el și-a dorit să o facă, și-a dorit să facă totul poate la absolut. Au fost și, în mod sigur, sunt și niște probleme de sistem. Poate că, nu știu, poate că sunt mai multe persoane vinovate. Eu m-am trecut pe mine și pe colegii lui primii pe listă, pentru că în anii ăștia poate n-am reușit să-l convingem sau n-am luat foarte în serios
pasiunea lui dusă la extrem. Când mi-a mai trecut așa puțin tulburarea, m-am gândit la jocuielelor și la persoana dispusă să sacrifice. Totuși, absolut, trebuia poate mai mult să explicăm că în viață nu există numai alb și negru. Că era un om al extremelor, Cristian Bănăit? Era un om care a ținut enorm de mult la această meserie. Era cel mai pasionat dintre noi. Eu sunt o persoană pasionată și fac cu plăcere ceea ce fac. Dar el era cel mai pasionat. Era, până la urmă, cel mai absolutist în acest sens. Vreau să vă spun că în niciun caz nu-l pot bănui vreodată că ar lăsa o persoană vinovată, ar fi lăsat, mi-e și greu să vorbesc la trecut, ar fi lăsat o persoană vinovată să scape. Poate că ar fi forțat ca să dovedească vinovăția unei persoane despre care chiar credea că trebuie pedepsită. A luat această meserie și a identificat-o total cu viața lui. Nu știu dacă a greșit sau dacă greșim noi că relativizăm uneori lucrurile prea mult. Dar spun că asemenea oameni, atunci când există, poate reușim să-i protejăm și să-i sprijinim și nu dimpotrivă să-i punem în situații. Domnule Ponta, pe mine m-a impresionat și felul în care a murit. Sub privirile mamei și mătușii sale s-a aruncat în gol. Aproape, cum să zic, s-a smuls din mâinile celor două femei pentru a se arunca în gol și a muri. Dumneavoastră vorbiți acum de sistemul care ar fi de vin. Vă treceați pe dumneavoastră și pe colegii dumneavoastră primii pe o listă a vinovaților. Sigur că e frumos ceea ce spuneți. Nu, dar e tragic. Nu e nimic frumos. E frumos și tragic, dacă vreți. În același timp spuneați că e vorba și de sistem. Eu nu vreau să mai dau niciodată vina pe sistem. Pentru că mi s-a spus că sistemul e de vină ani de zile. 10, poate 20 de ani. Dumneavoastră sunteți un om tânăr. Cred că ar trebui, dacă eu, care nu sunt angajat al statului și sunt un ziarist și cred eu liber și independent, dumneavoastră, cred că ar trebui cu atât mai mult să luptați, să nu mai vorbim de erorile sistemului. Sau să facem ceva, să nu mai facem referire la ele și să nu mai existe aceste erori ale sistemului. Cine să schimbe sistemul de care vorbiți dumneavoastră, domnule? Nu tot oamenii tineri ca dumneavoastră? Ba da, e axiomatic. Noi trebuie să o facem, dar vedeți că în teorie tinerii care stăm trebuie bine să-i sprijinim. Și, pe urmă, sigur, lucrurile sunt ceva mai complexe. Nu vreau să mă refer foarte mult la emisiunea dumneavoastră de ieri. Până ieri nu-l treceam pe domnul procuror Lele, pe care nu-l cunosc. N-am nicio legătură cu dumnealui și niciun sentiment. Nu-l treceam în rândul celor vinovați moral. După ce am văzut caseta pe care ați difuzat-o dumneavoastră, care m-a șocat și pe mine și pe mulți dintre colegii mei, cred că după mine și după prietenii lui Cristian putem să-l trecem și pe el acolo, cu circul care a fost acolo, folosesc un termen foarte nejuridic, dar deja am trecut. Cred că l-a afectat foarte mult pe Cristian, pentru că eu îl cunoșteam pe Cristian, știu cum era și îmi dau seama cât de mult l-a afectat această mediatizare, această... Sunt mai mulți. Încă o dată, e mai puțin important acum. E vinovat, nu știu, Ponta sau altul sau Ionescu. Important este dacă a fost un accident, domnule Panait era, nu știu, o persoană dezechilibrată, s-a aruncat, închidem subiectul, sau dacă putem să facem ceva, să avem grijă să nu se mai întâmple acest lucru. Am vorbit despre experiența mea din Italia și am spus că multe din greșelile de acolo le-am făcut și noi aici și le facem în continuare și învățăm. Dar am zis că totdeauna am sperat că nu-i nevoie să facem greșeala cea mai mare, aceea de a avea oameni morți, de a avea tragedii. Au fost câteva voci care au spus că Cristian Panait era prea tânăr și că n-a rezistat presiunii la care a fost supus. Și că ăsta a fost un defect, tinerețea și lipsa de experiență prea mare. Nu e deloc adevărat lucrul ăsta și din nou o să o luați ca un... Nu, eu nu vreau să iau niciun fel. O declarație pro domo. Însă vreau să vă spun că o mare parte din acele dosare grele care s-au făcut în ultimii ani și se fac în continuare, le-au făcut procurorii tineri, ca mine, ca mulți alții de vârsta mea. E adevărat, poate n-avem toată experiența de viață de care ne vorbesc alții. Avem foarte multă bună credință și dorință de a face. Din prea mult entuziasm, ca să citez așa dintr-un... mai dărâmăm și voronețul câteodată. Dar o facem din entuziasm.
Nu cred că asta e explicația de ce s-a întâmplat. Vreau să vă spun că a fost implicat și în alte dosare și eu am fost și alții am fost. Este ipocrit să spunem că atunci când lucrezi într-un dosar important, nu există o presiune asupra ta. Nu te sună nimeni să-ți spună să dai o anumită soluție. Dar presiunea există, aparent, presă. Ceilalți colegi știu că ai un dosar. Vrei să nu greșești, vrei să-l faci bine și presiunea cea mai mare este că te joci cu viața oamenilor. Și în dosarul ăla a existat aceste presiuni? Nu știu despre ce presiuni, adică am auzit și eu ce a spus domnul Lele și... Nu, spunea că a fost odată, că a plecat, aici a fost manipulat. Asta spunea, că a fost manipulat și că a fost trimis la Oradea să-l înfunde pe Lele. Nu știu dacă a fost manipulat. Eu știu că și Cristian, dar și domnul Lele și orice procuror și magistrat nu trebuie să se supună unui ordin pe care îl consideră ilegal. Domnul Lele a considerat legal să schimbe încadrarea juridică, să-l aresteze pe Adrian Tarău, a făcut un act procedural. Un șef al lui face un alt act procedural prin care infirmă acela. Nu te obligă nimeni, nu vine nimeni să-ți dea ordin. Și aici, pentru că intuiesc totuși în ce direcție v-ați referit atunci când m-ați întrebat, eu cred... Vreau să fiu foarte bine înțeles că nici nu vreau să polemizez într-un fel cu un coleg de-al meu pe care nu-l cunosc, dar cred că am învățat din experiența domnului Lele una din erorile fundamentale pe care le poate face un magistrat. Acela de a ieși din area pe care, în care el trebuie să rămână, aceea legalității, a probelor, a dosarelor, dorința de a fi vedetă, de a fi la televizor, de a veni la emisiunea dumneavoastră, de a vorbi despre dosare, de a avea polemici, nu știu, cu primul ministru, cu ministrul justiției. Ce treabă are un procuror să discute cu primul ministru? Nu mai este procuror, suspendat până un alt. Nu știu, e magistrat. Era magistrat și ieri am văzut... Este și ieri, acum. Ieri am văzut în caseta filmată dumneavoastră când i-a spus, nu știu, lui Cristian Panai, ce te-a trimis Năstase. Iertați-mă, premierul Năstase, mă îndoiesc că duminica stătea la telefon să-l trimită pe procurorul Panait împotriva procurorului Lele. E hilar, e ridicol. Un procuror nu trebuie să vrea el să fie actorul principal. El este cel care trebuie să facă dosarul, să-și țină probele și dosarul lui și să respecte legea, după care să aibă conștiința în păcat. Procurorii, și aici a fost principalul argument al celor care au fost împotriva independenței parchetului. Au spus, bun, independența le-o dau celor care sunt responsabili și care nu o folosesc în interesul lor. Eu, dacă vreau să fiu faimos, mâine ca procuror, mă duc și îl arestez, nu știu, dați dumneavoastră un exemplu unei persoane importante, sunt pe prima pagină a ziarilor, mai dau 5 interviuri, sunt o vedetă. Nu asta trebuie să fie un magistrat. E adevărat, dar uite că pe Ioana Maria Vlas n-a arestat-o nimeni și n-a putut să devină niciun procuror vedet. Vreau să vă întreb ceva. Și-au dorit procurorii să fie vedete în dosarul cu Ioana Maria Vlas. Apropo de cei care își doresc, uite, Vlas. Exista o posibilitate și au ratat-o. Eu zic că niciun magistrat nu trebuie să dorească să fie vedete. Mergeam mai departe cu ceea ce spuneați dumneavoastră. E adevărat. Dar vă întreb un lucru. Spuneați mai devreme ceva foarte interesant. Spuneați că procurorul Panaiș, în multe alte cazuri, atunci când e vorba de cazuri deosebite, procurorii simt această presiune. E normal să fie. Dumneavoastră simțiți presiunea telespectatorilor. N-aveți voie să greșiți. Nu e vorba că vă presează directorul postului de televiziune. E vorba de faptul că doriți să nu greșiți. Vorbiți de o presiune naturală, a absolut meseriei. Naturală și o presiune la care dacă nu reziști, nu e bine dar să fii în această. Dar presiuni politice se fac? Sunt convins că au existat. S-au făcut presiuni politice asupra dumneavoastră? Vreau să vă spun un lucru, că nu îmi place deloc să pozez în victimă. Sunt asistentul și doctorandul profesorului Adrian Năstase din 97. Am lucrat la parchetul general din 98. Nu am fost nici persecutat, nici presat politic în niciun fel, așa cum mă îndoiesc că sunt persecutați foarte mulți dintre colegii deci mei asta actuali. Asta se întâmplă perioada 96-2000. Însă, ca magistrat, presiunea poate să fie de oriunde. Poate să fie dintr-un mediu politic, poate să fie din partea infractorului. Dacă cedezi, e normal să o exercite și să o folosească. Am avut infractori care m-au amenințat că nu știu ce pățește familia mea. Au încercat. Au vrut să vadă dacă cedez sau nu. Nu am cedat, nu... Mulțumesc deci Dumnezeu nu trebuie până să cedezi, asta e cel mai important. Nu trebuie să faci nimic de care să fie rușine. Nu trebuie să faci compromisul și trebuie să respecti legea la urmă. Exact. Și să nu faci nimic de care să-ți fie rușine. De ce credeți că s-a sinucis procurorul Cristian Panait? Nu știu, el știe. E singurul care știe și... Da, cred că v-am răspuns, v-am spus. A fost
o personalitate care a fost o personalitate deosebită, care a investit totul, practic, în această meserie. În măsura în care, întemeiat sau nu, lui s-a părut că această carieră este pusă în pericol, probabil că a cedat. Și aici v-am dat ambele elemente. Și el ca persoană, în niciun caz nu e el vină, și sistemul care poate i-a creat această impresie. Din mărturisirile mătușii sale, e ultima trimitere la cazul Panait. Din mărturisirile mătușii sale, se vorbește totuși de o singurătate a lui în ultimele zile. Ați mai vorbit cu el în ultimele zile? A mai vorbit cineva dintre colegii dumneavoastră? Dumneavoastră nu mai lucrați cu el acolo. Se pare că a rămas singur totuși. Da. Da, și ne acuzăm toți pentru lucrul ăsta. Vă spun sincer, da, ne-am văzut destul de rar, mai ales de când sunt în această funcție. Și poate că încă o dată suntem toți vinovați că n-am avut mai mult timp pentru alții. De asta se întâmplă totdeauna și asta regretăm întotdeauna tardiv. Haideți să vorbim despre pachetul național anticorupție. Ați amintit ceva la începutul emisiunii. Spuneți, vă rog, de ce e nevoie de parchetul național anticorupție? De ce ordonanță de urgență pentru înființarea parchetului național anticorupție? E lesne, răspunsul ar fi foarte simplu. Pentru că există corupție în România și e nevoie de un parchet. Dar de ce? Pentru că există un fenomen care... De ce parchetul național anticorupție? Asta v-aș întreba. E, acum, nu știu dacă asta e denumirea cea mai bună. Recunosc că seamănă foarte tare. Nu, de ce se înființează această instituție? Hai să vă întreb altfel. Ca să pentru că era necesară o asemenea instituție cu o specializare mult mai mare și cu niște puteri mult mai mari pentru a încerca să combată ceea ce numim fenomenul corupției. Să fie foarte clar, nu să-l eradicheze. Nu-mi place chestia asta. Nu va exista niciodată o Românie sau o țară în lume unde corupția să fie eradicată. Problema este de a o reduce la acele limite care să nu afecteze mersul normal al societății. Aici e problema cu acest fenomen despre care toată lumea discută foarte mult și când vine momentul practic, toată lumea dispare. Putem spune că Parchetul Național Anticorupție este o secție foarte mare și foarte importantă, cu puteri mai mari a Parchetului General? Va fi subordonată Procurorului General, da? Da, este în coordonarea Procurorului General și Procurorul General Anticorupție. Procurorul General Anticorupție este asimilat adjunctului Procurorului General, dacă nu mă înșel. De ce să fie subordonată Procurorului General? Aici sunt opinii și opinii. Opinia legalistă spunea că Ministerul Public este un tot prevăzut în Constituție. Dacă scoatem o parte din el în afara parchetului general, este neconstituțional. În al doilea rând, sigur, așa cum v-am mai spus și la început, creăm o instituție care însă nu trebuie să fie un monstru total independent. Trebuie să aibă anumite repere față de care să se raporteze. Eu, sigur, pot să am altă opinie pe partea tehnică, concretă. Poate că ar fi fost mai bine să fie mai separat sau mai puțin separat. Eu spun însă că e excelent că s-a făcut. Pe urmă, mai vedem ce greșeli are și ce probleme are și le reparăm. E bine că s-a făcut. E un gest extraordinar. Cine spune că dosarul lui Popescu sau dosarul lui Ionescu ține de Parchetul Național Anticorupție? Găsiți în lege competența Parchetului Național Anticorupție. O găsesc, dar telespectatorii n-au lege în față. Spuneți-le atunci le spun eu telespectatorilor că competența acestui Parchet Național Anticorupție vor intra faptele de corupție comise de către înalți funcționari și acolo e o înșiruire, senatori, deputați și așa mai departe. Și faptele de corupție privind prejudicii mai mari de 100.000 de euro, sper că nu greșesc, așa a rămas în forma finală, 100.000 de euro. Nu sunt convins și îmi pare rău. O să citim în pauză. Am ordonanța la mine și vă spun imediat dacă e important. Deci v-am spus, există două criterii după care este atrasă competența parchetului. Spuneți-mi, de ce amintează de puterile mai mari ale Parchetului Național Anticorupție și al procurorilor de acolo? De ce? Pentru că pentru prima dată în sistemul penal românesc sunt puși la oaltă să lucreze
Și e un sistem pe care nu l-am inventat noi. Nu noi inventăm roata, învățăm de la alții. L-au inventat americanii, l-au pus în practică italienii, spanioli și toți ceilalți care au probleme. Prima dată când în această instituție lucrează la un loc procurorul și în coordonarea sa polițistul și comisarul de gardă financiară, inspectorul Vamal. Deci, practic, sau, în aceeași instituție? În aceeași instituție, polițiștii se subordonează numai procurorului, pentru că știți nesfârșitele... Vor lucra reprezentanții instituțiilor care se ceartă tot timpul. Exact. Și pentru că au niște puteri speciale privind interceptarea convorbirilor, privind conturile bancare și chiar un lucru absolut nou și aici am foarte mulțumit că a fost introdus, o prevedere care spune că inculpatul care ajută la prinderea altora beneficiază de o reducere de jumătate a pedepsei, ceea ce s-a dovedit foarte eficient în alte părți. Să pot să-i ofer ceva celui care mă ajută, pentru că, în definitiv, pericolul nu este un singur corp. Da, pericolul este rețeaua din să care... Să nu devină o regulă asta. Cădem în partea de lațiunii. Să nu vină mari rechini și să-i dea în gât pe peștișorii de argint și să ia jumătate din pedeapsă. Pedeapsa e de la 3 la 15 ani. Haideți să-i luăm pe mari rechini și să le dăm o pedeapsă între un an jumate și 7 ani și jumătate și pe mai vedem cum îmbunătăți. E adevărat, dar parcă și 14 ani să le dăm ar fi mai bine. Totdeauna se poate pentru, mai mult, sigur. Nu sunt pentru rău, dar... Haideți să le explicați, îmi place să vorbesc pe înțelesul oamenilor. Spuneți-mi, vă rog, cazul FNI, da? Ține de Parchetul Național Anticorupție? Nu vreau să mă pronunț pentru că n-am lucrat direct în cazul FNI. Păi nu, păi stați puțin, era vorba de fraudă mai mare de 100.000 de euro. Ce să mai lucrați? Aici frauda e de, nici nu mai știi cât euroi. Da, nu. Haideți să vorbim pe înțelesul tuturor, dar totuși să nu vulgarizăm. Nu vă întreb, nu. Una este fraudă, alta este actul de corupție. Prin corupție înțelegem luarea, dar ademită și niște fapte asociate, care, dacă nu mă înșel, există și în dosarul FNI. Eu vă spun următorul lucru. Câtă șpagă și câtă mită s-a luat în FNI, păi nu s-a luat în niciun alt caz, domnule. Atunci ar putea să procuror. Fie de competența Nu, dar am dat cazul FNI ca un caz de lucru, de exemplu. Cine lucrează? Care va fi echipa, din ce va fi formată echipa de la Parchetul Național de Corupție, care să lucreze la acest caz? Într-un asemenea caz. Da. În mod sigur, nu doar un singur procuror, ci cel puțin doi, nu știu, 10 polițiști sau câți este nevoie polițiști din domeniul poliției care economice. Care vor fi angajați în parchet? Din Parchetul Național Anticorupție. Vor fi angajați ai parchetului? Sunt detașați pe termen de 6 ani la Parchetul Național Anticorupție, de acolo primesc recomandările, propuneri de promovări și toate celelalte. Doi procurori, 10 polițiști, mai departe. Mai departe, experții de care va fi nevoie, pentru că... Din garda financiară, VAMA, bănci, sigur, sistemul bancar, Banca Națională a României, pentru că băncile comerciale... Toți specialiști angajați în Parchetul Național Anticorupție. Specialiștii aceștia foarte, foarte tehnici, dar nu vorbim de polițiști. Vor fi împrumutați colaborare. Ca să folosesc. În regim de colaborare. Da, dar să nu înțelegem contractul de colaborare acela din civil. Nu. Ci vor lucra pentru acel caz și vor oferi o expertiză tehnică. Am înțeles. Câți angajați va avea Parchetul Național Anticorupție? Iarăși nu vreau să greșesc, pentru că la nivel general am impresia că vor fi 250 la nivelul României. Păi la câtă corupție în România 250? Mai haideți să le atacăm primele și pe urmă mai angajăm. Acum, la câtă corupție în România, o să-mi spuneți că ne trebuie cât? 10 milioane de procurori și polițiști? Nu, vă întreb, vreau la să aflu... La cât aș avea eu de controlat, mi-ar trebui vreo 10 milioane de controlat. Nu știu de ce mi s-a dus faima asta, că dacă întreb ceva, vreau să aflu neapărat ceva. Nu, vreau să aflu ce spune interlocutorul. Nu vă plângeți de faimă. Plângeți-vă că nu aveți faimă. Și după aia vă întreb. Și faima se întoarce împotriva noastră. Există un plan național anticorupție. Care ar fi atribuțiile dumneavoastră ale corpului de control al primului ministru în acest plan? Bun. Și dacă există vreo corelare cu Parchetul Național Anticorupție? Da, există. Da. Planul Național de combatere a criminalității are o denumire mare, are un volum mare de pagini, sunt o mulțime de noțiuni și trebuie să fie puse. La teorie stă bine. Care e rolul nostru? Rolul nostru este de a coordona un grup de analiză, care vreau să vă spun că e o experiență extraordinară, pentru că în acest grup pe care eu îl coordonez fac parte nu numai reprezentanții instituțiilor publice, dar și ai instituțiilor europene, Banca Mondială, foarte mult de la organizații neguvernamentale care de orice pot fi bănuite, dar nu de simpatie pentru guvern.
Ne întâlnim și ne-am întâlnit de două ori, ne întâlnim a treia oară chiar luna aceasta și încercăm să monitorizăm modul în care instituțiile statului își îndeplinesc sarcinile pe care și le-au asumat singure. Vreau să vă mai spun însă un lucru. În mod sigur ați auzit de acele acțiuni prioritare pentru NATO, pentru că... Da, există un pachet de lege acolo, practic. Nu, există un pachet de măsuri în diferite domenii, protecția copilului, partea militară și în partea corupției. Vreau să vă spun că americanii, ca întotdeauna, sunt niște oameni foarte pragmatici și au venit și ne-au spus ar fi bine ca până la admiterea în NATO să faceți următoarele lucruri. Noi am fost desemnați să monitorizăm îndeplinirea acestor lucruri și vă dau doar câteva exemple, pentru că nu sunt multe. Încă o dată, spun, sunt oameni pragmatici. Ne-au dat 8 obiective pe partea de corupție. Ne-au spus să înființăm Parchetul Național Anticorupție și să alocăm resursele necesare, umane, necesare. Pentru acesta, da. Exact. Ne-au cerut să întocmim și să înaintăm către Parlament o lege serioasă, bună, privind declararea averilor. Guvernul a făcut lucrul ăsta. În acest moment se află în discuția Parlamentului. Aici e o bășcălie totală. Am făcut eu vreo două emisiuni. Toți sunt de acord, iar când este să se voteze acolo în Parlament, păi nu, n-are nicio legătură cu noastră. Nu, are o legătură cu jocul democratic. Dacă vreți, desființăm Parlamentul. Eu zic că e bine că există Parlamentul și nu cred că Parlamentul trebuie doar să ratifice... Parlamentul nu îl desfințează, îl desfințează executivul când dă prea multe ordonanțe de urgență. Dacă vreți să ne jucăm de desfințarea Parlamentului. Bun, nu. Aici mă trageți într-un domeniu în care nu stau bine, pentru că nu pot să vorbesc nici în numele Guvernului, nici al Parlamentului. Vreau să vă spun însă în continuare... Deci o lege privind declararea averilor. E foarte bine. Mai departe. Este ce mai vor americani? Vor să ratificarea Convenției Civile și Convenției Penale împotriva corupției a Consiliului Europei. Au fost ratificate. Vor să ratificăm Convenția ONU privind crima organizată. Este proiectul de lege în Parlament, trimis de către guvern. Vor să publicăm și să punem în discuție codurile de conduită ale magistraților și funcționarilor publici. Consiliul Superior al Magistraturii și-a adoptat codul. Funcționarii publici, Ministerul Administrației Publice are sarcina până în septembrie să facă acest cod. Mai departe. Proiectul de modificare a codului de procedură penală și respectarea drepturilor fundamentale. Poate cea mai importantă chestie. Când? Sigur. A fost adoptat, dacă nu mă înșel, acum două săptămâni de către guvern și trimis în Parlament. În care deci se există toate și acele... măsuri pe care trebuie să le ia legislativul. Spuneați la început că nu. Legea privind declararea averilor, modificarea acordului de toate procedură penală. Toate au un anumit circuit logic. Și o finalitate legislativă. Diferite ministere le-au întocmit. Mai aveți sunt și alte măsuri? S-a spus instituirea unor proiecte pentru alocarea aleatorie a cazurilor judiciare. E vorba despre judecători și despre faptul că președintele instanței repartizează cazurile și în acest mod, în anumite situații, unor se pot repartiza acolo unde dorește respectivul președinte. Există un proiect de act normativ care va fi finalizat, dacă nu mă înșel, și până la vacanță. Da, cazurile? Și se va folosi un sistem pe care îl folosesc și alte justiții din alte părți ale lumii, un sistem absolut aleatoriu. Nu știu exact dacă există un soft pentru așa ceva, în așa fel încât cazurile pe măsura intrării să fie repartizate judecătorilor. Deci vreau să vă spun că lucrurile pot fi tratate până la urmă și destul de pragmatic. Stați că nici n-am apucat să discutăm mare lucru. De-abia acum mă pregătesc. Un minut de o poveste cu Johnny Walker. It was here that I killed the tiger. I was 20. I trapped it in a metal cage. It broke its teeth on the bars, struggling. It was a horrible sight. This changed me completely. At first I worked alone. But now we have 70 rangers in the brigade. Every day we patrol, stopping and searching. A poacher would sell this for 4,000 American dollars. It makes you realize that without protection there would be no tigers. When I came here, I understood that I was really in paradise. We patrol over 100,000 square kilometers of Siberia. The number of tigers has risen from 250 to 450. This has restored nature's balance. Whatever your journey, keep walking. Da, pentru cei care au deschis mai târziu televizoarele, mă numesc Marius Stucă și veți urmări în continuare publicitatea. Anul acesta, băiatul meu a reușit la facultate.
Dar viața de student nu e ușoară și a trebuit să își găsească o slujbă. Iar pentru mine a apărut o nouă problemă, petere de grăsime. Aș avea nevoie de detergenți scumpi. Cu noul Bonux însă, pot scoate acum petele de grăsime de pe hainele lui și chiar să pun și ceva bani deoparte. Astfel îl ajut și eu cum pot. Pentru că am încredere în copilul meu. Și știu că într-o bună zi, ambiția lui va deveni realitate. Bonux, detergentul celor care știu să câștige. I made a mistake in 1994. 4 years later, I chose to take another penalty. How many people watching believed I could do it, I'll never know. What matters is that I believed. Începe din 10 mai! Data de 16 mai, Societatea Comercială Neptun Olimp S.A. scoate la licitație publică cu strigare obiectivele turistice aflate în proprietatea statului. Licitația va fi transmisă în direct la televiziune. Duminică seara se poate mai mult, se poate mai tare. Pentru că duminică seara de acum la 8fix e Academia Vedetelor, e distracție la maxim. Toată lumea își face de cap, toată lumea se simte bine. Duminică seara la 8fix e super distracția săptămânii. Academia Vedetelor. Wembley Dry Gin. Dacă îți pasă ce bei. Where do I begin to tell the story of how great love can be? The sweet love story that is older than the sea. Ursus, regele berii în România. Gata cu mâncarea fără gust. Alege gurmeta. De la Galina Blanca. Intră în jocul nostru. Intră în cursa pentru premiile lunare. Produse și sisteme audio Alpine. Calculatoare și echipament complet Lotto. Compune numele caseta sporturilor și poți câștiga siguranță, confort și putere. Marele premiu, un autoturism Hyundai Santa Fe, echipat cu un sistem audio de ultimă generație Alpine. Numele casetei tale preferate îți aduce premiile mult visate. Detalii în ziar. Oamenii mă privesc altfel. Știu că acum se uită mai atent la părul meu. Și nu mi-e teamă de asta. Îmi place să fiu admirată. Am contat și contez întotdeauna pe Head & Shoulders. Îl folosesc în fiecare zi. Așa sunt sigură că am un păr frumos, fără mătreață. Deși sunt în centrul atenției, sunt mereu sigură pe mine. Head & Shoulders. Un păr de admirat în fiecare zi. Da, invitatul din această seară, domnul Victor Ponta, un magistrat tânăr ajuns în funcția de șef al Corpului de Control al primului ministru. Am discutat despre Parchetul Național Anticorupție, am discutat despre măsurile prevăzute în Planul Național Anticorupție, am discutat despre ce s-a întâmplat în cazul Cristian Panait. Vreți să discutăm și despre realizările dumneavoastră, Bănesc? Păi nu, câte dacă sunt nu sincer, spus, să fiu sincer. La să mine fiu... la emisiune, domnule Ponta, dacă nu se spun realizările până la 11 și un sfert, după aia deja e prea târziu. Care ar fi realizările? Mi-aduc aminte de acel raport al dumneavoastră care a creat foarte multe dezbateri.
raportul despre Primăria Capitalei. Ce s-a întâmplat cu acest raport? Am avut parte doar de un raport și noi urmat măsuri? Nu, avut parte de o decizie politică, dacă nu mă înșel, aceea de dizolvarea Consiliului Local. Păi nu s-a dizolvat încă. Pentru că justiția este independentă. Și justiția încă nu a judecat contestația depusă de câțiva dintre consilieri care nu se consideră demn de a fi dizolvați. Am înger aici pe numele lui Adevărat Țiții și le rog să noteze chestia asta cu justiția independentă. Nu, dar suna bine și trebuia să vă spun. Spuneți-mi ce se va, care au fost alte controle și alte rapoarte ale dumneavoastră. Cel mai nou este acesta, da, o notă privind rezultatul verificărilor la sucursala Electrocentrale Suceava. Nu spune nimic titlu și nici nu am cunoștință. A fost un subiect foarte mediatizat. Primul ministru a fost în Suceava și acolo o mare parte și dintre cetățeni și dintre factorii locali i-au ridicat această problemă a Electrocentralei Suceava. Mi-a cerut să verific și ați spus la început că avem un anumit rol și eu vreau ca acest rol al corpului de control să fie acela de a radiografia acolo unde există boala într-un bolnav. Nu dau soluții, nu dau... Într-o instituție a statului. Într-o instituție a statului. Deci primul ministru a primit o mulțime de informații, unele destul de contradictorii despre ce se întâmpla acolo și mi-a cerut să fac o verificare serioasă și obiectivă. N-are nevoie primul ministru, am mai văzut diferite opinii, să scriu eu ceva de bine sau de rău de cineva anume, aș fi o instituție inutilă, m-aș trece la, nu știu ce, Minister al Propagandei. Cred că are nevoie să-i spun adevărul despre ceea ce găsesc acolo, după care deciziile se iau în consecință. Despre Suceava, nu vreau să vorbesc foarte mult și mai ales nu vreau să deschidem un subiect extraordinar. O să vă spun însă câteva din concluziile la care am ajuns și care mie mi se par interesante, dar cred că sunt interesante pentru telespectatorii dumneavoastră. În primul rând, investiția de acolo, în centrala termoelectrică de la Suceava, a fost de 20 de milioane de dolari, suportată de statul român. Deci e vorba de 20 Incredibil. De milioane de dolari, care s-au plătit unei firme străine și care sunt rambursați. Vreau să vă spun că prin contractul cu firma care a realizat acea investiție, s-a prevăzut că acea termocentrală merge numai cu huilă din import. Import Africa de Sud și alte țări foarte apropiate. Cărbunele din România, unde chiar ar fi fost bine să-l folosească cineva. Deci nu statul este... a investit 20 de milioane de dolari într-o centrală care merge cu cărbune din și import. Și în care se prevede expres că dacă folosește cărbune din import, lignitul din Valea Jiului... Nu, din import, din țară. Din țară, îmi cer scuze, din țară, din intern, nu se mai acordă niciun fel de garanție pentru lucrările făcute de acolo. Vreau să vă mai spun că numai pentru anul din 2000 până în prezent, numai centrala respectivă a acumulat niște pierderi de 934 de miliarde de lei. Mi-e greu, mă încurc în cifre atât de mari. 934 de miliarde. Vorbim despre o investiție nouă, ceva în care am băgat 20 de milioane de dolari ca să funcționeze mai bine. Numai pe primele două luni din 2002, care sunt luni record, în fiecare lună 100 de miliarde de lei sunt pierduți acolo. Vreau să vă mai spun dintr-o concluzie modul în care prețul la gigacaloria a evoluat. În 96 era 8 dolari, 97, 15, 24, 28, 39 de dolari este în acest moment. Vreau să vă spun că după toate aceste investiții și cu toate aceste pierderi avem o îmbunătățire a eficienței mașinilor extraordinară de 6%. Și vreau să vă mai spun că în 2001 s-au înregistrat consumuri specifice și tehnologice mai mari decât cele din 1984, în care s-au făcut inițial termocentrala care funcționa cu lignit din import. Vreau să vă mai spun că centrala are 1200 de angajați și că niște fonduri de salarii constante, fie că e vară, fie că e iarnă. Și aici am o comparație interesantă. Pentru fiecare angajat, în fiecare lună se plătesc 10,3 milioane salarii și 36,3 milioane pierderi. Deci un angajat... Pentru angajat, pe cap de angajat. Salarii și... 10 și 36 de milioane pierderi. Vreau să vă spun că există 270 de angajați numai pentru menținerea și întreținerea respectivelor utilaje. Și cu toate astea există o mulțime de contracte cu alte firme
care tot pentru întreținere. Tot pentru întreținere. Vreau să vă spun că pe primele 5 luni ale anului, când sunt lunile de vârf, lunile în care populația are nevoie de căldură, centrala a funcționat la 30% din capacitate, deci vârful a fost de 30%. Vreau să vă mai spun că tot în Suceava există o centrală pe hidrocarburi, alături de aceasta, care funcționează și ea cu 9% din capacitate. Vreau să vă spun că nu s-a precizat în contract și toate echipamentele utilizate în procesul de conversie au fost achiziționate în import. Nu s-a cumpărat nimic din România, nimic nu era bun. Vreau să vă mai spun că, deși termocentrala produce ceva, pierderile sunt de 28% pe rețea. Deci 28% din căldura produsă se pierde pe rețea și că este necesar să se repare puncte termice, rețele de termoficare, conducte. Toate reparațiile ar costa 500 de miliarde de lei, ca să nu mai fie pierderi, iar conversia apocuila a fost 670 de miliarde de lei. Incredibil ce spuneți, pentru că... Numai o secundă și cu asta închei. De ce vă dau acest caz? Să nu credem că e o excepție lucrul ăsta. Ce se întâmplă la Suceava, poate nu chiar la cifrele acestea colosale, se întâmplă și în alte locuri. Și concluzia acum... Unde vorba de investiții ale statului. Nu vreau să fiu de o ironie deplasată, dar înseamnă că suntem o țară bogată dacă ne putem permite să facem asemenea lucru. Da, cifrele și practic dezvăluirile pe care le-ați făcut sunt incredibile. Nu, sunt documentate perfect pentru că nu permit să fac asemenea absolut afirmații. Dar uitându-mă la sinteza asta, privind rezultatul verificării la sucursala Electrocentrale Suceava, sau cine citește, am dat și colegilor de la mei de la jurnal, dar văd că nu au apucat să... Probabil că nu s-a părut interesant. Erau cifrele prea mari. Aparent nu spune nimic. Într-adevăr, sunt banii statului care s-au dus așa. Și în continuare, pierderile sunt foarte mari acolo. Aveți echipă numeroasă la corpul de control? Nu. O echipă mică, dar bună. În total am 50 de inspectori. Uh-huh. Majoritatea lor sunt foarte apropiați de vârsta mea. Și îi țin acolo, explicându-le cât de importantă e munca pe care eu o fac și cât de mândri trebuie să fie că lucrează acolo. Sper să reușesc să-i țin cât mai mult cu aceste, am cu înțeles, aceste lucruri. Cum faceți verificările și notele de la corpul de control la sesizarea? Sistemul e dublu. În mod normal, primul ministru, fie că este sesizat de servicii de informații, de diferite alte surse pe plan local, fie de multe ori de semnalele foarte importante trase în presă. Îmi spune, în acel loc există o problemă, există o criză. Toate ziarele scriu sau vin anumite date. Vreau să merg acolo să-mi spui exact ce anume este. Ce este adevărat, ce nu este adevărat. Nu vreau să știu interesul cui sau al altuia, vreau să știu ce este acolo. Eu merg și încerc să prezint, așa cum am spus, o radiografie corectă, pentru că dacă radiografia mea este greșită și tratamentul fără va fi fără greșit. Să spuneți de interese locale sau persoane... Atunci când le pot dovedi, le trec și le-am trecut de multe ori acolo, însă nu vreau să trec lucruri pe care nu le pot proba. Credeți că e posibil să faceți o notă, un raport și despre un ministru al cabinetului Adrian Năstase? Este absolut posibil. De ce nu? Dar păi trebuie nu știu, să... Nu vă întreb, că până acum n-am văzut niciuna de asta, vă întreb. Nu, haideți să stabilim un lucru. Un ministru al cabinetului... Stabili? Da, îl putem stabili. Da. Un ministru al cabinetului răspunde în primul și în primul rând politic. Așa. În fața primului ministru, a parlamentului care l-a numit, după care are o procedură specială, de care știu că s-a plâns inclusiv domnul Ioan Avram Mureșan, care m-a și dat în judecată pentru calomnie, s-a plâns de legea răspunderii ministeriale, uitând că a fost adoptată în 99, care spune că orice ministru, dacă săvârșește anumite fapte în legătură cu funcția sa, urmează o procedură specială, există o comisie la președintele României care propune sau nu președintelui darea unui aviz. Deci este un sistem ceva mai complicat, însă cred că un ministru răspunde în primul și în primul rând politic. După care, bineînțeles, dacă săvârșește fapte de natură penală, răspunde și penal. A, păi nu, îl trimite la parchetul național anticorupție. Nu are rost să mai treacă pe la corpul de control, că ne pierdem vremea cu el. Eu zic că nu ne pierdem vremea, nu cu ministri, ci în general încerc să documentez foarte aproape de ceea ce se face la parchet. Ați lucrat în parchet în 96-98, da? Da. Acum, din 2000, sunteți cumva aproape de guvernul Năstase, faceți parte din echipa Adrian Năstase. Spuneți-mi, a simțit vreo clipă că în România corupția a luat o amploare mare?
Nu știu, mă feresc de dar nu de teama a ceea ce spun. Deci mă feresc să spun de că a luat amploare sau neamploare. Cred că este, cred că este o problemă. Cred că este o problemă gravă pe care o avem. Deci, cred că s-au făcut unele lucruri. Cred că niciodată nu se va face suficient ca să mulțumim pe toată lumea. Și cred că cu oameni mai buni se pot face lucruri mai bune. Acțiunile de care ne spuneați, acțiunile acelea impuse, mai mult sau mai puțin de americani, sunt acțiuni care privesc în primul rând corupția, nu? Sigur, astea sunt au legătură și pe partea de corupție. Au legătură și cu NATO? Există alte coordonate atunci când vine vorba de NATO sau sunt practic aceleași? Sunt aceleași. Practic sunt aceleași. Da, mulțumesc pentru ultima dată în această seară, publicitate. Ce curat e aerul ăsta de munte! Te mai aduc? Mm-hmm. Dacă vrei să te bucuri de prospețimea aerului de munte, ai nevoie de noul Ariel Mountain Spring pentru spălare manuală și poți aduce muntele la tine. Nu ți-ai permite așa o libertate de mișcare cu orice absorbant. Always Ultra Super Plus are cele mai lungi aripioare pentru maximă protecție laterală. În plus, acestea sunt flexibile, așa că te vei simți protejată indiferent cât de îndrăznețe sunt mișcările pe care le faci. Always Ultra. Protecție maximă. Se mișcă în același ritm cu tine. Diversiones sin mujeres. Eso es cuento a mi, Angelica. Mía también. Yo estoy cansada de tanto usted. Iar face figura antena. Golden Brau, nu te mai saturi de bere. Dragă, n-am putut să fac nimic. E de la ei. Peugeot 406. Eleganță implicită. De la Neutro Roberts, stop părului deteriorat! Noul șampon cu formula de întărire a părului redă vigoare părului tău. Șamponul Neutro Roberts Hair System. Stop părului deteriorat! Fiți atenți! Noile scutece Huggies standard cu sistem rapid de fixare. Deschizi, închizi, iar deschizi și închizi, încât scutecul să simuleze perfect pe corpul bebelușului. Huggies îi păstrează pielea uscată, oferindu-i confort tot timpul. Huggies standard cu arici. New Films prezintă un film de Oscar, una din marile povești de iubire ale secolului trecut. Un film care îți arată că alături de sufletul pereche, dragostea este de neînvins. Iris. Vești bune de la Jurnalul Național. Campania de succes 7 și câștigi premii de miliarde continuă. În fiecare lună câștigi cu Indesit premii substanțiale constând în mașini de spălat, frigidere, aragazuri și combine frigorifice. Surprizele nu se opresc aici. Cu Garone câștigi o mașină Hyundai Matrix, o vacanță de 5 stele și $1000 trimițând 3 taloane și 2 capace de la oricare din produsele Garone. Iar cu 3 taloane și un capac Xavier Laurent câștigi un Hyundai Coupe, 2 vacanțe la Paris și 2000 de CD-uri cu muzica ta. Vino să-ți iei premiul de la Jurnalul Național. Detalii în ziar. Chiar de când Doan avea prima ceașcă de cafea, pasta ei de dinți nu mai protejează împotriva plăcii bacteriene. Și pasta de dinți a lui Mihai își pierde efectul protector odată terminat desertul. Majoritatea pastelor de dinți nu luptă împotriva plăcii bacteriene când mănânci sau bei și astfel dinții devin vulnerabili la bacterii. Colgate Total este diferit.
Conține o combinație brevetată de ingrediente care asigură protecție dinților și gingiilor timp de 12 ore. Nu ești bucuros că folosești Colgate Total? Colgate Total îți protejează dantura chiar și atunci când mănânci sau bei. Nu facem. Ultima parte a emisiunii noastre, mâine în Jurnalul Național, pentru că tot am vorbit despre nota de control a Corpului de control al primului ministru, privind verificările la sucursala electrocentrale Suceava. Puteți găsi în exclusivitate acest subiect mâine în prima pagină a Jurnalului Național, fost anunțat de colegii mei, pe care încă nu i-am dat afară. Deci Corpul de control al primului ministru, luat cu fric, ce Suceava a ars 20 de milioane de dolari, puteți citi mâine în Jurnalul Național. Sunteți tânăr, ocupați o funcție importantă. Ce v-ați propus pentru perioada în care ocupați această funcție? Care este, să spunem, ținta dumneavoastră, ca să nu spun targetul? Ce vreți să realizați și atâta timp cât sunteți șef al Corpului de Control? Am o țintă foarte, foarte ambițioasă și foarte sinceră. O să vă spun și o să-mi ziceți că poate să-mi doresc prea mult. Vedeți, eu până întrebați dumneavoastră, nu dumneavoastră, mă gândeam așa să zică telespectatorii. Aș vrea ca șansa care mi s-a dat mie, nu mi s-a dat mie Victor Ponta, mi s-a dat mie reprezentantului unei generații, aș vrea să dovedesc că chiar suntem în stare să facem lucruri bune, că putem să rezistăm la toate tipurile, că sunt o mulțime de tipuri de presiuni, unele mult mai insidioase și mai eficiente decât cel cu te amenință să faci un anumit lucru. Și vreau să arăt că oamenii tineri pot să facă lucruri bune. Jucați basket, am înțeles. Da, joc. Joc și atât credeți cât că mai am timp. Un tânăr născut în 1972, ajuns șeful Corpului de Control, care joacă basket, poate să aibă un cuvânt important de spus așa cum vreți dumneavoastră să-l aveți în ceea ce înseamnă corupție? Nu. Dacă sunt singur, n-am nicio șansă. Dacă însă, la fel ca mine, și eu știu că sunt, pentru că știu, sunt colegii mei, sunt oameni din generația mea, mai au și alții și curajul și dorința și, cum să spun, până la urmă idealismul ăsta, nu prostesc, ci un idealist totuși rezonabil, cred că am și șanse. Rațional. Cred că am șanse. De câte ori până acum ați avut de partea dumneavoastră tinereța și de câte ori s-a întors împotriva dumneavoastră faptului că sunteți atât de tânără într-o funcție atât de importantă? Nu. Până acum recunosc sincer că a fost un avantaj și uneori am și abuzat de acest avantaj. Atunci când am greșit am spus că sunt tânăr și învăț. Atunci când am supărat anumite persoane am spus sunt tânăr, nu vă supărați pe mine. Dar acum. Dar nu trebuie să mai spuneți că învățați aici dacă l-ați supărat. Sunt tânăr, n-am ce face. N-am ce face, încă n-am înțeles cum merg lucrurile, dați-vă seama că o să le înțeleg. Sigur că e și dezavantajul că uneori vreau să fac prea mult, prea repede. Dar... cu timpul se învață toate. Bun, mulțumesc pentru participare în această seară și vă doresc succes. Mulțumesc. În ceea ce faceți în guvern. Emisiunea noastră se încheie aici. Ne vedem din nou mâine seară. La aceeași oră vom încerca să dezbatem din nou despre cazul morții procurorului Cristian Panait. O să vedem în ce măsură o să și reușim acest lucru. Țineți aproape. Strângeți bine, încordați brațul cât puteți, mușchii că aveți mușchi din belșug. Strângeți, strângeți tare, încordați. Și vă uitați în ochii mei și vă gândiți la faptul că brațul vă e înțepenit și nu-l mai puteți îndoi. Nu mai puteți îndoi brațul. Încercați, încercați, da. Talente noi pentru o zi nouă. Joia asta, de la 8, e Gong Show. Dacă într-o săptămână nu vor fi redați stefer și nebătămați, atunci împăratul va pătrunde coștile în țara românească. Puftiu, asta e. Ce le-am făcut? N-ai încotro. Niciodată nu e prea târziu. Arestați-l! Să prinzi urma unei conspirații. Deșteaptă, fată. Cât sunt eu de călugăr, aș lua-o de nevastă. Ia. Unde a trecut, a lăsat-o urmă. Dacă află frăția, pe pune pielea în băț. Mă tem să nu fie mâna lui Mărgelat.
Mari actori români pornesc pe urma unei conspirații misterioase. Va să zic că cei doi au fost răpiți deja. Colierul de turcoaze. Vineri la Antena 1. Vineri seara, paparazzii fac farse vedetelor. Una. De ce? De ce, puiule? Pe mine, eu nu pot să mâncare. Santa Ladoși se trezește măritată în 2 timp și 3 mișcări. Da. Două. Țineți acolo să stea ca... Lui Mădălin Voicu, durerile de spate, îi dau bătăi de cap. Îți dai seama că nu o să mă crede nimeni. Trei. Jojo ridică spitalul în picioare, hai, pentru că ea are o urgență. Cel puțin pe asistenta aia cu coadă îmi venea să ciupulești rău de tot. Patru. Hexagonul ăla să ce Silvia Dumitrescu scoate polițiștii la lecție. Aolă, m-ați omorât. Cinci. Pentru Pierre Richard, iarna e ca vara. Și de una mică acolo sus. Paparazzi, vineri seara la Antena 1. Părea o simplă afacere. Use the West for Chinese purposes. Părea o tumultoasă aventură de o noapte și totul s-a transformat într-un coșmar. It can be more easy if you confess your crime. În scenare sau șantaj politic. You will be shot and the cost of the bullet will be billed to your family. I'm innocent. Acum are doar două șanse. I think I killed her. Să fugă sau să-i înfrunte. Unul împotriva tuturor. Zâmbătă la Antena 1. Richard Gere în Temnița Roșie. Divertis și Conex sunt împreună de 5 ani. Avea mișcări foarte apropiate de mișcările economiei noastre. Am zis că dă bine. Divertis e acum pe Antena 1. Sâmbătă de la 8 seara. Această lucrare este târziu. Iar cartelele Camarad și Conex Go sunt $7. Încă de la început țin să felicit pe acești întreprinzători. Conex, viitorul sună bine.